România a fost și este o țară cu tradiții în acest domeniu și am căutat după 1990 să le promovăm și să le facem mai bine cunoscute în străinătate, împreună cu capacitățile noastre, atât de cercetare cât și de producție în domeniu. Astfel am readaptat o serie de activități din domeniul aeronautic la noul domeniu, domeniul cosmic, și o serie de institute au făcut o imagine foarte bună prin prestația științifică și prin capacitatea de management a unor programe. România este stat membru al Agenției Spațiale Europene, avem obligații, dar și drepturi, și în acest context participăm la marile programe europene din domeniul spațial, programele Galileo, Copernicus, și organizăm o serie întreagă de activități, mai ales legate de mediu și securitate în România, care sunt apreciate adecvat.